Bun găsit la știri. Situația alarmantă. Două noi cazuri de coronavirus au fost confirmate în urmă cu puțin timp. Este vorba despre două tinere de 15, respectiv 16 ani. Cu mai multe informații vine colegul meu, Alexandru Rotaru. Alex, bun găsit. De unde sunt cele două adolescente și cum au contractat virusul? Bun găsit, vorbim despre două tinere din județul Hunedoara, respectiv județul Timișoara. Cele două tinere, în primul caz, în cazul tinerei din Timișoara, vorbim despre o colegă a băiatului care a raportat cazul de coronavirus acum câteva zile. Ea nu era colegă de clasă, ceea ce este foarte important pentru că doar colegii de clasă a băiatului de 16 ani au fost plasați în carantină. În schimb, era colegă în același liceu unde sunt suspendate cursurile până pe 9 martie, urmând ca cei din direcția de sănătate publică, dar și autoritățile din cadrul școlii să ia decizia de a prelungi carantina în școală până la alte 14 zile. În cazul celei al doua tinere vorbim de o infectare cu coronavirus pentru că aceasta ar fi călătorit în același avion cu care s-a întors bărbatul de 40 de ani din municipiul Hunedoara, din municipiul Deva. Vorbim de un bărbat care a venit din Italia și s-ar fi aflat la doar câteva locuri distanță de tânăra care, iată că acum a raportat primele simptome de coronavirus. Ambele fete au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase din municipiul Timișoara, acolo unde doctorii iau toate măsurile necesare pentru a încerca să stabilizeze starea lor de sănătate, pentru că ambele s-au prezentat în unitățile medicale cu simptome tipice pentru coronavirus, adică febră, dar și alte, alte simptome care au făcut ca doctorii să concluzioneze că este vorba de coronavirus. Trebuie să facem aminte că până în aceste momente în România au fost raportate 11 cazuri de îmbolnăviri, dintre care 3 au fost declarate deja vindecate și externate din spitalele de unde au fost duși. Mulțumim pentru aceste informații. A fost colegul nostru Alex Rotaru, așadar încă două cazuri, două adolescente care au fost confirmate cu acest virus. Situația pacienților din România infectați cu coronavirus este bună, anunță însă autoritățile. 3 dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate și externate deja. 16 persoane se află în carantină în țara noastră la această oră. De asemenea, pentru alte 13.000 a fost dispusă măsura autoizolării la domiciliu. Autoritățile spun că situația este sub control. 3 dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate și externate deja. Cele care sunt încă purtătoare ale virusului sunt internate în centre medicale din Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Craiova și sunt într-o stare generală bună. Boala a apărut până acum doar la persoane care s-au întors din Italia ori au intrat în contact cu ele. Cei care au fost foarte apropiați au fost testați în urmă cu câteva zile, urmând ca testările să se facă în funcție de distanța de contact, limita care avem noi de 1,8 metri, două rânduri în spate, două rânduri în față, două rânduri în lateral. Contactul direct este acel contact care stă până la distanța de 1,8 metri în timp de 15 minute. Ancheta epidemiologică declanșată în cazul ultimilor români depistați pozitiv este în desfășurare. În Timișoara, autoritățile mențin starea de alertă, dar transmit că nu se pune problema carantinei în oraș, chiar dacă numărul cazurilor confirmate cu COVID-19 a ajuns la 4. Deocamdată, răspândirea virusului în România este controlată și nu există niciun caz în care boala să fie apărut în împrejurări necunoscute. Ne urcăm în avion și nu știm ce se întâmplă cu persoana care e lângă noi. Corect. Că plecăm din România, plecăm din România. Dacă ne întoarcem, e aceeași discuție poate mai importantă. Plecăm dintr-o țară unde sunt mai multe cazuri și e posibil să fie un purtător asimptomatic, nu? Corect. Și atunci, dacă nu avem încotro, probabil că ar trebui să măsurile înseamnă purtarea măscuței, măsurile de igienă pe care le luăm oricum. Cetățenii care doresc informații despre situațiile legate de COVID-19, despre modul în care se manifestă virusul, modalitățile de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă pot apela numărul tel verde 0800 800 358. De asemenea, cetățenii români din străinătate pot solicita informații la numărul de telefon +4021 320 2020. Numărul românilor care revin în țară din Italia a scăzut în ultimele zile. Mulți sunt speriați de carantină și nu vor să-și petreacă timpul ori sărbătorile de Paște în casă, izolați. De altfel, pe aeroportul Anricoanda au fost instalate primele termoscanere pentru depistarea călătorilor care au febră.
sunt vizați de control, în special călătorii care vin din țările cu un număr crescut de infecții cu noul coronavirus, cum sunt Italia și China. În România, boala a apărut până acum doar la persoane care s-au întors din Italia, ori au intrat în contact cu ele. Cursele de Italia, altădată o afacere de succes pentru companiile aeriene, au acum tot mai puțin pasageri. Teama de coronavirus, dar și perspectiva de a sta în carantină la întoarcerea în țară, îi fac pe români să renunțe la zborurile programate. Un avion care a aterizat pe aeroportul Henri Coandă a adus de la Milano 20 de pasageri din 380. Dacă stai și citești telejurnale și pe ziare și pe asta, nebunești. Mai bine stai cu ele închise. Noastră vă este frică? Nu frică, dar să fim atenți, e mult. Autoritățile de aici în București cum s-au comportat? Ați avut un control suplimentar? Nu. Normal, completat formularul, temperatura. Care este situația în Italia? Eu am venit spre Alba, în tren, tot în partea. Nu am fost contaminat acolo. Aici cum v-au întâlnit autoritățile? S-au luat măsuri speciale? Da. A zis să stăm acasă 14 zile. Deci intrați în autoizolare? Da, așa a zis. Nu am nicio frică, nicio temă. Dar cum veți proceda 14 zile în izolare, totuși? În izolare, amândoi, păi da. Românii se tem de coronavirus, dar și de varianta intrării în carantină după ce revin din Italia. Legea le dă posibilitatea clienților companiilor aeriene să primească banii înapoi în circumstanțe inevitabile și extraordinare. Actul normativ nu precizează însă și care sunt acestea. Din ce zonă veniți? Cum este situația în Italia? Dom'le, un pic se exageră acolo. Eu nu văd situația așa de neagră. Pentru mine e o influență și sigur că au complicații persoanele care deja sunt bolnave sau foarte bătrâne. Văd că v-ați luat măsuri speciale, mănuși și mască. Mi-am luat mănuși fiind arrivând, venind acolo, din zona roșie, că e Milano. M-am gândit că aici o să fii mai prevenit și totuși. În ce zonă veniți? Treviso. Care este situația? Normal, nu e așa, e mai multă vârstă. Toată lumea e la restaurant, la pizzerii. V-a interesat, am înțeles că sunt și vodoimoși, dar persoane vârstnice. Noastră vă izolați la domiciliu acum? Da, Românii se tem de coronavirus, dar și de varianta intrării în carantină după ce revin din Italia. Legea le dă posibilitatea clienților companiilor aeriene să primească banii înapoi în circumstanțe inevitabile și extraordinare. Actul normativ nu precizează însă și care sunt acestea. Femeia din Italia, izolată la domiciliu în România, trage un semnal de alarmă. Ea spune că sistemul sanitar de la noi este la pământ și că nu ar face față unei epidemii de coronavirus precum cea din Italia. Sara Tureta este de 14 zile în carantină în incinta clinicii pe care a deschis-o la Cernavodă. E mi trovo nel sud-est della Romania, a Cernavoda, in quarantena volontaria su richiesta delle autorità sanitarie rumene che stanno cercando di arginare il coronavirus. Sara Tureta este o italiancă. În anul 2002 a lăsat în urmă casa și cariera sa din Italia pentru a se muta la Cernavodă, unde câinii fără stăpân erau strânși de pe străzi și eutanasiați. Italianca este fondatoarea și președinta unei asociații de profil și a înființat în România mai multe centre de adăpost și îngrijire pentru animalele abandonate. Pe 23 februarie, Sara a plecat de la Milano, unul dintre orașele lovite de coronavirus, către Cernavodă, pentru a ajunge la clinica veterinară deschisă acolo. Conform Fidelity News, italianca a fost luată în primire de autoritățile de la București direct de pe aeroport. A fost întrebată de unde vine, iar când a povestit că a plecat din Milano, i s-a transmis că ar trebui să se autoizoleze la domiciliu și că ar trebui să anunțe autoritățile dacă dezvoltă simptome de coronavirus. Sara a luat în serios recomandările și s-a autoizolat în incinta clinicii din Cernavodă. Italianca este convinsă că măsurile luate împotriva epidemiei de coronavirus sunt necesare într-o țară în care sistemul sanitar este pus în dificultate chiar și fără o asemenea epidemie. Totodată, femeia a precizat că nu a intrat în contact cu niciunul dintre cei 50 de angajați ai săi pe parcursul zilelor de carantină. Credo che siano delle misure necessarie, soprattutto tenendo conto della fragilità del sistema sanitario qui in Romania, un sistema sanitario che è al collasso e allo sfascio senza il coronavirus. Quindi immaginiamoci che cosa potrebbe accadere se il virus si diffondesse
paese come in Italia. Gli ospedali non sono in grado di affrontare un'emergenza di quelle proporzioni. Sara Tureta a decis să profite de aceste 14 zile în care este constrânsă să stea închisă în casă pentru a termina de scris cartea autobiografică. Guvernul italian a decis trimiterea 20.000 de specialiști suplimentari în spitalele din țară pentru a face față epidemiei de coronavirus care afectează peninsula. Reamintim că în Italia, țara cea mai afectată de coronavirus de pe bătrânul continent, trăiesc foarte mulți români. Trei dintre aceștia au fost infectați cu noul virus și se află în carantină. Măsura a fost luată la finalul unui consiliu maraton al miniștrilor. Numărul paturilor din unitățile de primire urgențe italiene ar trebui să ajungă de la 5.000 la 7.500, adică vor crește capacitatea cu 50% și se prevede totodată dublarea numărului de locuri în unitățile de pneumologie și boli infecțioase. Peste 5.000 de medici specialiști, 10.000 de infirmieri și 5.000 de îngrijitori vor fi trimiși pentru a suplimenta spitalele din țară pentru a face față epidemiei de coronavirus care afectează Italia. Pentru că situația este disperată, decretul guvernamental prevede și posibilitatea recrutării medicilor aflați deja la pensie. În aceste condiții, pentru românii stabiliți în Italia, cel mai bine ar fi să urmeze sfaturile autorităților și să nu părăsească țara. În momentul de față, sunt trei cetățeni români care au fost infectați pozitiv de acest virus, coronavirus, în nordul Italiei. Situațiile celor cetățeni nu sunt grave. Cum am spus tuturor cetățenilor români din Italia, în orele ăștia nu ar fi bine să întoarce România, ar fi bine să rămână aici, pentru că riscul de a infecta pe prietenii sau familiarii din România este foarte, foarte, foarte mare. Românii încep să conștientizeze că este imperios necesar să nu se întoarcă în România, pentru că dacă în Italia li se spune nu italienilor, celor care locuiesc în Italia, să nu se deplaseze dacă nu au neapărat nevoie în teritoriul Italiei, vă dați seama că acest lucru este valabil și pentru ceea ce înseamnă ieșirea din Italia. Este necesar ca românii să rămână în Italia. Acest lucru s-a spus foarte, foarte accentuat. Trei cetățeni români din Italia au fost depistați pozitiv cu virusul COVID-19. Cei trei sunt din provincia Treviso, din Cremona și Bologna. În primul caz este vorba despre un cetățean cu dublă cetățenie, română și a Republicii Moldova. O crimă îngrozitoare a șocat pe oamenii dintr-o localitate suceveană. Un bărbat de 51 de ani a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit de un tânăr de 28 de ani. Întreaga scenă șocantă a avut loc sub ochii a trei copii care se aflau în casă în momentul tragediei. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Scenele de coșmar s-au petrecut într-o casă din satul Costișa. Tânărul în vârstă de 28 de ani a intrat în casa în care locuia soția sa, care intentase divorț, sub pretextul că vrea să își vadă fiul. În casa femeii se mai aflau doi bărbați care ar fi venit să o ajute la curățenie. Turbat de furie, individul și-a înjunghiat mai întâi soția în zona gâtului, fără a reuși însă să-i provoace leziuni grave, după care s-a năpustit asupra celor doi bărbați. Vine apuca la mine și îmi spune că o tătă la gât, sună la 112. Și am sunat la 112, au venit organele de poliție și ambulanța. Ne-am deplasat la domiciliu, când era el, Mihai, eu secționat gâtul. Cei doi tineri erau căsătoriți, însă de ceva vreme se separaseră. Bărbatul de 28 de ani nu a acceptat ideea despărțirii și nici faptul că femeia ar putea avea o altă relație. Acesta ar fi amenințat-o în mai multe rânduri că o va ucide. Din păcate, în locuința în care s-a petrecut oribila faptă, se aflau și cei trei copii ai cuplului. Aceștia au văzut cum, după fuga mamei lor, bărbatul s-a năpustit asupra unuia dintre bărbați și l-a ucis cu sânge rece. El a fi gelos sau... Na, Dumnezeu știe ce a fost între ei. Era un divorț și el era în stare de ebrietate. Sătenii sunt șocați de oribila crimă și spun că îl cunoșteau pe suspect ca fiind un om foarte violent, dar nu se așteptau ca acesta să facă așa ceva. Ce ai avut cu bărbatul? De ce l-ai omorât? Ai fost gelos?
Tânărul mai făcuse pușcărie pentru fapte de violență. El a fost eliberat condiționat anul trecut, după ce ispășise o pedeapsă de 1 an și 10 luni de închisoare, după ce bătuse un polițist. Acum individul riscă să stea 25 de ani după gratii pentru omor calificat. Și revenim la informația de bază a momentului. Vă reamintesc că sunt 2 noi cazuri de coronavirus, 2 adolescente, una de 15, alta de 16 ani. Pentru a afla mai multe, intrăm acum în legătură telefonică directă cu domnul Nelu Tătaru, ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății. Bună ziua! Bună ziua! Ce puteți să ne spuneți despre cele 2 cazuri? Înțeleg că una dintre fete era colegă de liceu, nu de clasă, cu un tânăr de 16 ani și el infectat. Da, azi în urma testărilor efectuate ieri avem 2 rezultate pozitive la infectare cu coronavirus. Unul din rezultate aparține unei fete de 15 ani din aceeași școală cu cei 2 de 16 ani pozitivați, dar nu în aceeași clasă. Fetița s-a prezentat ieri la Spitalul de Copii pentru febră 39,5. Având în vedere contextul, este dirijată către Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, unde testată ieri, astăzi a venit rezultat pozitiv pentru testare la coronavirus. Astăzi starea fetei este stabilă fără febră. Cel de-al doilea caz sau cel de-al doilea test pozitivat este al unei tinere de 16 ani din Hunedoara, care a fost testată ca și contact al bărbatului din Hunedoara de ieri, fiind fiica acestuia, călătorind pe scaun în avion alături de el și stând și în aceeași locuință, în izolare cu dânsul. Fata este asimptomatică, a fost dirijată tot la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Deci e foarte important acest aspect, a călătorit chiar lângă el fiind fiica lui, aici da. E un lucru important pentru că nu putem să luăm în calcul acum tot avionul, ar fi fost chiar da. O situație complicată asta. Se păstrează aceeași contact, iar ancheta epidemiologică va continua și în cazul acestei fete și în cazul fetei de 15 ani din Timișoara. De menționat că dacă ieri Comitetul Județean pentru Situații de Urgență la indicația DSP-ului și a Inspectoratului Școlar Județean luase decizia să închidă clasa unde erau cei 2 elevi pozitivi și școala pentru 3 zile și dezinfecție, astăzi decizia este de a închide și școala și suspenda cursurile pentru 2 săptămâni, fiind continuată ancheta epidemiologică, inclusiv la toți elevii din școală. Foarte interesant, e important acest aspect, deci tot liceul se închide timp de 2 săptămâni. Pentru că în liceul respectiv sunt deja 3 cazuri. Sunt deja 3 cazuri. Ca și procedura a INSP-ului, noi dădusem un caz într-o clasă, închide clasa și izolarea la domiciliu toți copiii din acea clasă. Când apar 3 cazuri într-o școală sau un liceu, se închide și izolare cu ancheta epidemiologică. Detaliile ar putea să facă diferența. Era în școală cu ei, nu în clasă, dar îi cunoștea, adică a intrat în contact cu ei, a vorbit cu ei, nu? Urmează ca și ancheta epidemiologică să ne dea aceste rezultate. Ce știm? Că fetița n-a fost toată săptămâna la școală simțindu-se rău. A stat acasă. Și atunci putem identifica doar niște contacte înainte. Faptul că ea a stat acasă toată săptămâna fiindu-i rău, a fost și izolată oricum la domiciliu. Pentru că dacă ar fi vorba despre o tânără care s-a îmbolnăvit fiind pur și simplu în liceu cu ei, atunci schimbă tot ce știm noi despre acest virus. Nu neapărat schimbă tot ce știm noi, ne aduc alte piste pe care le bănuim noi și atunci ar trebui să căutăm dincolo orice doi dinainte care sunt pozitivi au mers mai mult decât ne-au spus nouă sau au circulat mai mult decât ne-au spus nouă, ori trebuie să vedem și fata de 15 ani pe unde a mai mers. Cei la care s-a găsit pozitiv coronavirusul în urma testelor, la ce perioadă s-a găsit boala? Adică în momentul în care ei au intrat în contact cu persoana bolnavă, din momentul în care au intrat în contact cu persoana bolnavă și momentul în care au fost declarați pozitivi, care a fost perioada? Perioada de incubație diferă. Cel puțin la tânărul de 16 ani care a fost testat ca și contact al unchiului său. Unchiul său avea test negativ la prima testare. La testarea de-a 12-a zi, la acel test de supraveghere, a devenit pozitiv și în acel context s-a testat tot ce a însemnat contactii lui, inclusiv nepotul.
dacă găsim a 12-a zi a primei surse sau a contactului primar, care a fost unchiul, atunci ei sunt cam în aceeași curte, nu în aceeași casă, în aceeași curte, și ne respectând condițiile unchiul, luăm efectiv 14 zile pentru tânăr din momentul în care unchiul a fost depistat. Și de asta ați observat că el, deși era negativ, a rămas în continuare să avem testele, avea pozitiv și am avut două negative, a rămas în continuare până să se negativeze toate testele și să facem 14 zile. Noi am văzut ceva mai devreme, am avut un material despre românii care au venit din Italia, da? Și știam că dintr-un avion care avea o capacitate mult mai mare, veniseră doar 20-30 de persoane maximum. În cazul acelor persoane, ce se va întâmpla? Intră în carantină, clar, dar care este procedura în cazul lor? Pentru că poate vor fi și alți români care vor veni în următoarele zile. Da. Deci, pentru românii care vin din Italia, cei care sunt în zona roșie, zona roșie însemnând cele 11 comune carantinate, vor intra obligatoriu în carantină în România pentru 14 zile. O carantină instituționalizată, închisă, cu testări la intrare și două testări negative a 13-14 zi, după care vor obține o adeverință că sunt sănătoși și eliberați din carantină. Pentru românii care vin din celelalte provincii, Veneto, Lombardia sau Emilia-Romana, dar din afara celor 11 comune, vor intra în izolare la domiciliu. Românii care vin din alte zone din Italia, cum ar fi să zicem din Sicilia, pentru ei se impune de asemenea carantina? Nu se impune carantina pentru cei care vin din afara zonelor roșii, după cum nu se impune nici izolare pentru cei care vin din zonele galbene, în afara zonelor galbene. Deci cei care sunt în zonele roșii și galbene, și avem o definiție de caz, zonele roșii din Italia sunt cele 11 comune carantinate, zonele galbene sunt restul suprafeței celor trei regiuni, Veneto, Lombardia și Emilia-Romana. De menționat că în funcție de evoluția din Italia putem extinde aceste zone, atât cele roșii cât și cele galbene. Și atunci putem vorbi săptămâna viitoare de acest tip de izolare sau de carantină pentru mai multe zone sau regiuni din Italia. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție, domnule doctor, și pentru disponibilitatea de a ne răspunde la întrebări de fiecare dată. Vă mulțumim. Mergem mai departe. Autoritățile își pasează vina pentru poluarea masivă din capitală. Costela Alexa a reluat un război mai vechi cu primăria capitale, pe care o arată cu degetul că nu a luat suficiente măsuri de combatere a poluării. Îi cer demisia ministrului mediului pentru minciunile pe care le spune zilnic, a anunțat Gabriela Firea. Totuși, după aproape o săptămână de la episodul de contaminare din capitală, nu s-a găsit niciun vinovat. În momentul de față, scrie în planul integrat de calitate aerului, asumat de Primăria Generală a Capitalei, că sursa principală pentru poluarea aerului din București o reprezintă traficul auto. Până în acest moment, toate aceste măsuri asumate de către Primăria Generală și către doamna primar Firea pentru a reduce poluarea aerului din București sunt zero sau aproape de zero. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunea joi că ministrul mediului Costel Alexe știa de miercuri cine a poluat Bucureștiul și așteaptă măsuri. Comisarii Gărzii de Mediu au sancționat cu amenzi Primăria Generală a Capitalei și primăriile de sector pentru neimplementarea acestor măsuri pe care și le-au asumat în planul integrat de calitate aerului. Pentru că dacă am avea acest control asupra traficului din București, dacă am avea o salubrizare eficientă a străzilor din București și dacă am avea și un control mai bun al tuturor acestor arde necontrolate, cu siguranță calitatea aerului din București ar fi una mult, mult mai bună. Primarul general i-a cerut președintelui Iohannis să convoace CSAT pentru a discuta despre poluarea din București. De cealaltă parte, activiștii de mediu susțin că primăria nu a luat măsuri eficiente. Ministrul mediului promite controle și întâlniri cu asociațiile de mediu. Alexe a cerut momentan scoaterea din funcție a șefului Gărzii de Mediu București. Și între timp, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat care dovezi conform cărora poluarea de la începutul săptămânii din București a fost provocată de cet Grozăvești, unde s-ar fi ars păcură. Mai exact, arată cu degetul spre Ministerul Energiei. Și suntem chiar acum în legătură telefonică directă cu domnul ministru Virgil Popescu. Bună ziua! Bună ziua! Domnule ministru, care este răspunsul dumneavoastră la această acuzație foarte gravă? Este o acuzație puerilă, dacă poate cineva să-mi spună că arderea de păcură în procent de 1,2% din total combustibil
combustibil, restul fiind gaz, creează poluare în București. Pe mine nu mă poate convinge absolut nimic că ar fi realitate așa ceva. Mai mult, am avut control al Gărzii Naționale de Mediu și au verificat limitele de poluare ale centralei de la Grozăvești în toată această perioadă și toate s-au încadrat în limitele normale. Nu s-au depășit limitele maxime admisibile. Deci cred că poluarea ar trebui căutată în cu totul și cu totul altă parte și nu la, și nu la Elcen. Deci Elcen funcționează cu acord de mediu și nu a depășit limitele admisibile. Dacă le-ar fi depășit, să știți că avem instalații care, acolo care monitorizează orar aceste limite de emisii și ar fi fost găsite de cei de la Garda de Mediu. Nu știu ce dovezi are doamna primar. Eu am cerut raport celor de la Elcen imediat cum am auzit despre această poluare și mi-au trimis exact cantitățile de făcură consumate în arzătoarele de la Elcen și acelea sunt nesemnificative. Da, ne spuneați deci că oricum a fost făcut și un control, adică știți cum e, datele de la ei pot să fie diferite de cele a fost făcut, controlate. A fost făcut controlul și rezultatul controlului este că nu s-au fost depășite limitele maxime admisibile. Asta este rezultatul controlului. Bun, pentru o mai bună transparentizare a informațiilor în perioada următoare, numai pentru că e foarte multă spaimă în România, știți și dumneavoastră, legată nu numai de ce se întâmplă cu poluarea, dar în ceea ce privește poluarea pe plan local, da, sunt foarte multe fabrici, evident țin toate de Ministerul Economiei, pot fi verificate în fabricile despre care vă voi întreba, poate fi verificată în timp real rata poluării pentru aceste fabrici, tocmai pentru a nu mai exista niciun fel de suspiciune care să vă vizeze? Toate instalațiile tehnologice care funcționează în toate companiile din România au un acord de mediu. Nu pot funcționa fără acord de mediu, fără autorizație de mediu. În baza acestui acord de mediu există instrumente care măsoară gradul de poluare și îl atenționează când acest grad de poluare depășește limitele maxime admise. Deci sigur că există, sunt monitorizate continuu, deci nu s-ar ști imediat dacă o anumită fabrică, care este sau nu, nu vorbesc numai în patrimoniul Ministerului Economiei, pentru că noi teoretic nu mai avem, ELCE nu este în București, altceva nu cred că avem în București, dar chiar dacă sunt private, ele au obligația să-și monitorizeze parametrii de mediu. Iar Garda de Mediu vine, verifică și vede dacă s-au depășit, da, amenzi, dacă nu s-au depășit, se iau măsurile, chiar închide când poluează prea mult. Tocmai asta voiam să lămurim, domnule ministru, faptul că sunt date publice și pot fi verificate. Vă mulțumesc foarte mult. Exact, da. Exact, asta vă spun și eu. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. România a câștigat unul dintre procesele pe care le are cu frații Micula. Curtea de arbitraj de la Washington a respins pretențiile de 9 miliarde de lei formulate de Ioan și Viorel Micula împotriva României. Iar cei doi frați trebuie să returneze țării noastre 75% din costurile suportate de stat în acest proces. Decizia instanței încheie litigiul inițiat de Ioan și Viorel Micula în anul 2014 în baza tratatului Suedia-România. Oamenii de afaceri care au și cetățenie suedeză au susținut că România și-a încălcat obligațiile internaționale stipulate în tratat. Reclamanții au susținut că România nu ar fi aplicat în mod adecvat legislația privitoare la impozitare și ar fi adoptat un regim de prețuri pentru apă minerală care, într-un fel sau altul, considerau frații Micula că ar fi prejudiciat investiția lor în România. Tribunalul a decis că frații Micula nu au putut demonstra că România nu a reușit să își aplice legile privind impozitarea în ceea ce privește băuturile spirtoase. Tribunalul arbitral a respins aceste pretenții, a constatat că România a aplicat în mod corect legislația privind impozitarea în legătură cu alcoolul. Mai mult decât atât, a pus în aplicare un mecanism complex, o strategie și structuri de executare, implicând ANAF-ul, VAMA, Digi Antifraudă, care sunt suficiente pentru a proteja mediul comercial din România. Ba mai mult, potrivit instanței, România a arătat că are un mecanism complex pentru aplicarea legilor sale și o strategie corectă în privința respectării costurilor. Decizia este definitivă în sensul acestui cuvânt în limbajul nostru obișnuit. Există, potrivit procedurii ICSID, o
posibilitatea de anulare în cazuri cu totul excepționale. Noi nu considerăm că ne aflăm într-o astfel de situație și în orice caz decizia se poate executa imediat. La scurt timp după aflarea deciziei Curții de Arbitraj de la Washington, premierul propus Florin Câțu a reacționat pe pagina sa de socializare. PNL a demonstrat că se poate și am câștigat al doilea proces intentat României de frații Micula. Dacă nu ai interese personale, se poate să câștigi și pentru România. Am salvat 2,4 miliarde de euro, în timp ce gașca Dragnea, Ciolacu, PSD au pierdut 900 de milioane de lei, a scris Câțu pe Facebook. Doctorul Mircea Beuran, acuzată de luare de mită, rămâne în arest la domiciliu. Tribunalul București a decis prelungirea acestei măsuri preventive cu încă 30 de zile. Mircea Beuran este acuzată într-un dosar de luare de mită. Procurorii DNA spun că ar fi primit 10.000 de euro mită în 2018 pentru a scoate la concurs un post de asistent universitar în specialitatea chirurgie generală. Potrivit anchetatorilor, dosarul a fost deschis ca urmare a sesizării depuse de medicul care l-a mituit pe Beuran. Profesorul a fost șeful secției de chirurgie de la Spitalul Floreasca. Beuran a fost demis în luna ianuarie după ce o femeie a decedat în urma unor arsuri suferite pe masa de operație. Supraviețuire miraculoasă pentru un băiețel de 2 ani care a căzut în gol de la etajul 2. Copilul a aterizat pe o copertină care a atenuat impactul. Medicii spun că micuțul este în afara oricărui pericol. Potrivit medicilor, copilul se afla în apartament cu mama sa, care întindea rufele. Într-un moment de neatenție, băiețelul de 2 ani s-a urcat pe o bicicletă și s-a plecat peste pervaz. Femeia a dat alarma la numărul unic de urgență 112. Medicii veniți cu ambulanța au constatat că nu avea răni vizibile, dar l-au transportat la spital pentru investigații neurologice amănunțite. Un copil de 2 ani, căzut de la etajul 2, este găsit conștient, prezintă un traumatism cranian, transportat la spitalul județean. La locul solicitării a fost un echipaj SAJ C2. Norocul băiețelului a fost o copertină aflată chiar sub geamul de la care a căzut. A atenuat o copertină care a atenuat șocul și nu are fracturi deschise, doar niște dinți care sunt cu probleme și posibil și o fractură la maxilar. Cazul a fost preluat de către polițiști și de inspectorii de la Direcția pentru Protecția Copilului. Băiețelul în vârstă de 2 ani va rămâne în spital pentru evaluări suplimentare. Tragedie în județul Sibiu, în localitatea Bradu. Doi bărbați au murit, iar un altul a fost grav rănit după ce un tir a intrat în plin într-un microbuz plin cu marfă. Traficul în zona a fost blocat 10 de minute. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul care conducea tirul nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a lovit frontal microbuzul în care se aflau două persoane. Impactul a fost fatal pentru șoferul microbuzului în vârstă de 75 de ani și pentru un pasager în vârstă de 44 de ani, ambii din Simeria. Tirul era condus de un bărbat de 56 de ani din județul Covasna, care a fost grav rănit și a ajuns de urgență la spital. Șoferii care au văzut scenele șocante au fost cei care au sunat de urgență la 112. La fața locului au ajuns de urgență patru echipaje SMURD și o auto specială de stingere cu modul de descarcerare. Au ajuns și mai multe echipaje de poliție. S-a produs un accident rutier deosebit de grav pe drumul național 1 Sibiu-Brașov, în afara localității Bradu, o coliziune frontală între un autotren și un microbuz. Din păcate, în urma acestui eveniment rutier, două persoane au decedat. Traficul este complet blocat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ana Halep s-a retras de la Indian Wells. Sportiva a suferit o accidentare la picior. De altfel, Halep a fost surprinsă în timp ce s-a ajutat de o cârjă pentru a se deplasa. Fostul lider WTA a suferit o accidentare la talpa piciorului, din cauza căreia a ratat turneele de la Doha și acum, impedibil de dezamăgită pentru că trebuie să mă retrag. Din păcate, accidentarea la picior pe care am suferit-o înainte de Dubai îmi creează în continuare probleme și nu mă voi putea recupera la timp pentru a călători și participa la Indian Wells. Este fără îndoială unul dintre cele mai importante momente ale calendarului tenisului și sunt foarte tristă că-l ratez, dar aștept cu nerăbdare să mă întorc în 2021. Este mesajul pe care l-a transmis Halep prin intermediul paginii de Twitter a turneului. La starea de urgență după ce în țara nordică au fost confirmate primele două cazuri de coronavirus. Acestea sunt primele cunoscute în Islanda care nu au legătură cu călătorii internaționale.
Decizia a fost anunțată de ministrul sănătății din Islanda, care a declarat că starea de urgență este cea mai eficientă unealtă pe care micul stat nordic o are pentru a împiedica răspândirea coronavirusului. Decizia vine după ce un bărbat de 50 de ani și o femeie de 60 au fost infectați cu coronavirus luat de pe teritoriul Islandei. Acestea sunt primele cazuri cunoscute în Islanda care nu au legătură cu călătoriile internaționale. Starea de urgență include aplicarea unor reguli mai stricte privind prevenirea bolii la instituții, dar nu va afecta populația într-un mod semnificativ. În Islanda au fost confirmate 43 de cazuri de coronavirus, în majoritatea lor fiind vorba despre persoane care s-au infectat după ce au călătorit în Italia și Austria. Și partida de fotbal Islanda-România din play-off-ul Ligii Națiunilor, decisivă pentru calificarea la Euro 2020, ar putea fi amânată. Pe 26 martie, cele două țări ar trebui să joace la Reykjavik în semifinalele barajului. Șeful diplomației Uniunii Europene, apel către migranți, Josep Borrell, a cerut refugiaților care părăsesc Turcia să nu se îndrepte către frontiera cu Grecia, pentru că granițele nu sunt deschise. Mesajul vine pe fondul unor tensiuni la granița turco-elenă, iar Uniunea Europeană se teme de o nouă criză a migranților, precum cea din 2015. Grecia afirmă că aceste tensiuni frontaliere constituie o amenințare pentru securitatea sa națională și acuză Turcia că le provoacă pentru a șantaja Bruxelles-ul. Nu mergeți spre frontieră. Frontiera nu este deschisă, le-a spus Josep Borrell migranților după o reuniune a miniștrilor de externe din țările UE consacrată conflictului din Siria și acțiunilor Turciei. Miniștrii de externe din UE îi cer Turciei să pună în aplicare acordul cu privire la migrație încheiat în 2016 cu Bruxelles-ul, subliniind că acesta produce rezultate bune, inclusiv prin susținerea eforturilor semnificative ale Turciei de a găzdui migranți și refugiați. Mii de refugiați și migranți s-au strâns la frontieră după decizia președintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a deschide porțile Turciei spre Occident, după ce închisese granițele ca urmare a acordului cu UE în 2016. Afluxul a repus pe tapet criza migrației din 2015. Grecia și-a blocat granița și a solicitat partenerilor săi din UE să-i vină în ajutor. Un nou episod tensionat a avut loc la frontiera dintre Grecia și Turcia, unde partea turcă a tras cu gaze lacrimogene în direcția unor grăniceri greci mobilizați pentru a împiedica intrarea ilegală a mii de migranți. Mai mult, Borrell le-a arătat miniștrilor de externe din UE imagini din satelit relevante pentru actuala situație de la granița Siriei cu Turcia, în care se poate vedea o mare de corturi în care refugiații încearcă să-și găsească adăpost în mijlocul iernii. Uniunea Europeană a salutat acordul de încetare a focului în nord-vestul Siriei, convenit de Rusia și Turcia, calificându-l drept un semn de bunăvoință și a anunțat un ajutor umanitar de 60 de milioane de euro pentru regiune. Meghan și Harry s-au întors la Londra, dar nu pentru mult timp. Aceasta este prima apariție în fața camerelor de luat vedere a celor doi după ce au decis că nu vor mai reprezenta public familia regală. Ei se află în Marea Britanie pentru a-și îndeplini ultimele îndatoriri regale înainte de a începe o nouă viață în Canada. Casa regală britanică încearcă totuși să întindă o punte peste prăpastia creată în urma deciziei ducilor de Sussex. Harry și Meghan au asistat la Endeavour Fund Awards la Londra, care celebrează realizările sportive ale veteranilor. Aceasta este prima apariție publică a celor doi după ce au decis că nu vor mai reprezenta familia regală. Cuplul, care s-a mutat în Canada împreună cu fiul lor, Archie, a sosit în Marea Britanie pentru a-și îndeplini ultimele îndatoriri regale oficiale până la sfârșitul lunii martie. În timpul scurtei lor vizite în Marea Britanie, Harry și Meghan urmează să se întâlnească și cu prințul William și Kate Middleton de ziua Commonwealth. Cei doi frați și soțiile lor vor fi însoțiți de regina Elisabeta a II, prințul Charles și soția sa Camilla. Ei vor asista împreună la ceremonia religioasă anuală de la Catedrala Westminster. Ulterior, cuplul se va întoarce în Canada, unde s-a stabilit după ce a decis să nu mai fie parte activă a familiei regale. Prințul Harry și soția sa Meghan își vor începe oficial noua viață în afara familiei regale britanice la sfârșitul lunii martie. Cuplul nu va mai avea birouri în Palatul Buckingham, unde locuiește regina, începând cu 1 aprilie
și va fi reprezentat de organizația sa de caritate. Potrivit purtătorului de cuvânt al cuplului, prințul Harry își va prezenta rangurile militare de care este foarte atașat. Decizia prințului și a soției sale de a nu mai reprezenta familia regală implică și renunțarea la a mai folosi titlul de altețe regale, a anunțat Palatul Buckingham. Meghan, Harry și Archie duc o viață liniștită pe insula Vancouver, unde locuiesc într-o reședință în valoare de 14 milioane de dolari. Le place viața liniștită, fac plimbări lungi, fac yoga și Meghan gătește, a afirmat o sursă citată de People. Săptămâna trecută, Harry și Meghan au mers la Miami pentru un eveniment JP Morgan, aceasta fiind prima lor apariție publică după ce au renunțat la privilegiile regale. Harry și soția sa Meghan Markle au anunțat în urmă cu o lună că vor să devină independenți. Ei au renunțat la alocația regală și trebuie să returneze unele cheltuieli publice de care au beneficiat, în special cele 2,4 milioane de lire sterline, sumă cu care a fost renovată reședința lor din Regatul Unit. Punem punct aici jurnalului de la Fix 360 de grade cu Alina Bădic. Sunt Irina Petrearu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!